Joi, vremea continuă să se încălzească ușor, astfel că în Giurgiu la amiază termometrele vor indica o temperatură maximă de 8-10 grade Celsius. Cerul va fi variabil cu orări temporare în est, unde mai ales în prima parte a zilei, izolat, vor fi condiții pentru precipitații slabe, burnițe sau fulguieri. Vântul nu dă semne de agitație în zona noastră, însă ceața ar putea să-și facă apariția, mai ales după lăsarea serii. Astfel, joi, în hotarele Comana, Mihăilești, Ghimpaș și Izvoarele se vor înregistra 9 grade, în timp ce la Bolintin 10 grade, iar la Giurgiu 11 grade. Celsius. Vântul va sufla cu o putere de 4 km pe oră din direcția vest-sud-vest. Presiunea atmosferică va fi de 769 mm coloană de mercur. Cotele apelor Dunării sunt în creștere cu 5-15 cm, iar cota probabilă este de 262 cm. Umiditatea aerului va fi de 68%.